Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru azi un nou cod galben de ploi torențiale cu descărcări electrice, grindină și vijelii, care vizează mai multe județe, printre care și Gorjul. Atenționarea a intrat în vigoare la ora 12 și este valabilă până la ora 23 în 17 județe din țară. Vor fi înorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar cantitățile de apă care se vor înregistra vor fi mai semnate și pe areale mici va cădea grindina și vor fi vijelii. În restul țării cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi doar izolat, cu precădere la deal și la munte. Meteorologii au anunțat perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină, intensificări ale vântului și posibil vijelii.